Hei, salutare dragilor! E sâmbătă, 31 iulie 2021. Sunt aici la aeroport, în capătul pistei. E sâmbătă, deci avem zi cu avioane din România și tocmai se pregătește să aterizeze un Airbus A318 YR ASD. Primul avion care vine astăzi din România, din București, îl puteți vedea acolo în depărtare, el se apropie. Deci primul din cele 5 avioane care aterizează astăzi aici în Schiatos din România. București, Tarom, Airbus A318 YR ASD, un charter Aero Travel, Aero Vacanțe și se apropie avionul de aterizare. Primul avion de astăzi, sâmbătă 31 iulie 2021, din România, a aterizat aici, pe aeroportul din Schiatos. Vorba de un Airbus A318 înmatriculat YR ASD. Astăzi o să mai vină încă 4 zboruri, o să mai fie 4 aterizări din România, încă un avion din București, după care Iași, Cluj și Timișoara. Dragilor, dacă nu v-ați abonat încă la canalul de YouTube, dați și voi acolo subscribe, bifați și clopoțelul să vă vină notificare. Yehaihui around the world. Ne vedem și pe Instagram, yehaihui.secrettrip și mcnino.ro. Până data viitoare, numai de bine!